Bună seara, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. De ani de zile, patrimoniul Timișoarei este ținta mafiei imobiliare sau a mafiei chiciului. Clădiri istorice dispar peste noapte sau peste zi, căci cei care vor să își pună propria amprentă pe istoria acestui oraș nu au niciun fel de greață în a-și etala puterea. Putere dată de bani și de influență. De foarte multe ori, clădirile istorice sunt victimele propriei noastre indiferențe. Sunt prea puțini cei care mai reacționează, cărora le pasă de ce se întâmplă în oraș. Unul dintre acești oameni este invitat în această seară la Presa Ler Live. Numele său este Ilie Sârbu și nu, nu este senatorul de care ați crezut. Este Ilie Sârbu, directorul Asociației Salvați Patrimoniul Timișoarei. Bună seara, domnule Sârbu! Bună seara! Sunteți penal dinainte să veniți în Din emisiune. Dinainte da. Căci lumea a crezut că vorbim de senatorul sârbu, cel anchetat de DNA, Pe dumneavoastră nu vă anchetează nimeni. Deocamdată. Da. Dar, în schimb, am aflat că sunt, ați devenit ținte, nu dumneavoastră neapărat, ci asociație. Am înțeles că zilele trecute contul de Facebook al asociației a fost spart. Povestiți-ne ce s-a întâmplat, pe cine ați deranjat? Nu știu pe cine am deranjat, dar joia care tocmai a trecut, ne-am trezit că contul nostru este șters. Și am rămas surprinși de lipsa de posibilități de a intra în contact cu cei de la Facebook. Am săpat foarte mult pe internet până când am găsit o adresă destul de ciudată, disablarondfacebook.com. Și spre surpriza noastră, după ce am. a trebuit textul să fie neapărat în limba engleză. Ne-au recunoscut că, într-adevăr, cineva a intrat pe contul nostru, ne-au ne făcut hartia, aparte pe acolo, ne-au șters, efectiv, noi nu mai existăm. Iar după ce am depus cererea spre ei, profilul nostru a, a fost transformat în pagină, nu în profil activ. Și atunci ne-au rugat dacă avem un prieten care să ne găzduiască profilul, deci e o chestie mult mai complicată și abia acum ne adunăm din nou prietenii care am avut pe Facebook. Deci o acțiune de demolare pe Facebook. Da, era singura noastră modalitate de comunicare cu Timișoara și asta a fost terminată destul de rapid. Nici Dar nicio am... o problemă, vă propun în premieră, acum mi-a venit ideea și o și scot pe gură, ca să spun așa, vă propun ca asociația noastră să aibă pe pagina presaler.ro o secțiune dedicată care Mulțumim. se va numi Salvați Patrimoniul Timișoarei, unde veți putea interacționa și ne gândim să vedem dacă nu putem crea chiar un, o variantă de chat cu cei interesați și așteptăm să atace site-ul presalert.ro pentru că noi avem experiență iar le promit că de pe acum celor care vor încerca de prea multe ori și sunt uh, secret profesioniști le promit de acum niște plângeri penale. Căci asta este. Vrei să faci rău? Plătești. Deci vă așteptăm uh, da, eu... pe presalert.ro da. din zilele următoare. Vom discuta după emisiune. exact da. V-aș întreba un lucru. Asociația dumneavoastră până acum a fost relativ liniștită. De ce spun da. relativ liniștită? Pentru că în ciuda Multor discuții care spun că nu mai există societate civilă, și eu sunt unul dintre cei care susțin că avem, din păcate, o societate civilă neimplicată în chestiunile cetății. Asociația noastră s-a remarcat prin câteva comunicate extrem, extrem de aplicate care au semnalat probleme cu subiect și predicat. Spuneți-mi când a apărut asociația uh... și ce, care este, până la urmă, obiectivul. Uh, Ideea de asociație care să protejeze într oarecare măsură uh, patrimoniul Timișoarei a apărut de mult, dar ea s-a concretizat și a luat ființă din punct de vedere juridic în 8 martie 2014. A fost prima zi în care noi am funcționat cu acte în regulă. Uh, la început a fost o, o idee în care să creăm un curent pro Timișoara, să încercăm, care s-a produs prima dată pe de socializare, am încercat să uh, aducem oamenii cumva să simtă din nou pentru Timișoara și am creat într-un timp relativ scurt uh, acest curent pro Timișoara, prin, printr-o serie de, de, fotografii pe care le-am primit de la un bătrân din Austria. Pe acel bătrân l-am întâlnit, mi-a să-mi o mașină din Austria și el mi-a zis că este fotograf și că el e legat într-o oarecare măsură de Timișoara și mi-a dat uh, pe un stick o colecție impresionată de fotografii despre Timișoara. Am rămas surprins, el a zis că știe ce înseamnă să lucrez pentru un, pentru un oraș. El a lucrat înainte de primul război mondial la salvarea unui oraș din Austria, Linz, și după, foto el, după fotografiile lor s-a refăcut orașul care a fost distrus în al doilea război mondial. Și de aici a fost clipirea, hai să facem și noi ceva cu Timișoara, că Timișoara arată ca după război. În continuare arată. Arată, arată da. Deci noi, și de aici a pornit ideea de bază. La început a fost am fost liniștiți, am, am început să luăm munca mea specifică de ți luăm Orașul la pas și ne-am cam speriat ce am văzut. Uh, nu seamănă deloc cu Timișoara aia de din din fotografii. Și este destul de trist că uh, autoritățile chiar acest lucru nu le au în seamă, pentru că dacă stăm să ne gândim 80% din turiștii care în întreg pragul vin chiar pentru aceste clădiri. Deci e destul de ciudat chiar ă, o mină de aur să nu poți să o scoți cumva la suprafață și să începi să o exploatezi. Se pare destul de ciudat. Știți, trăind în România, <laughs> nu pot să nu vă pun o întrebare da. pe care pe care v-am adresat-o și înainte de emisiune. Dincolo de această idee, ce vă mână, domnule, în luptă? Aveți, ce aveți de câștigat? Bani? Vă dau bani unii? Fonduri europene? Cine nu. e în spate? Bă, cine vă recomandă? Cine, ce vă recomandă? Cine vă recomandă? Dumne, aveți vreun partid politic? zic no, că. Nu, nu. Aveți firmele de construcții care vor să își vândă materiale? Cine nu. și de ce? Pentru că în România da. nu mai poți să faci o acțiune civică Că neapărat, nu că trebuie, da. trebuie să fie cineva în spate, mai ales când deranjezi anumite interese. E clar că e, cel clar, puțin da. unul dintre adversari e în spatele că, tău. Spre surpriza ta, ideea, încă o dată, ajung de ideea de bază și cine este în spatele nostru a fost o cafea, <ră> într-o într cafenea din în Piața Unirii, unde de multe ori ne întâlneam și acolo, povestind și cât de greu ne este și hai să facem ceva. Uh, împreună cu Titus Bălan, colegul nostru pe care îl sigur îl cunoști, am zis, hai să facem un ONG și să încercăm cumva să facem ceva, fiind amândoi fotografi, având, având sculele din dotare, având aparatură, am zis, hai să, prima dată să scanăm orașul, după aia ne-am ne -am gândit să facem un site, site-ul a fost înainte asociației, și de aici a, toate. Deci nu avem pe nimeni, sunt surprins că oriunde mă duc, asta, plus, e da, da? asta e una dintre ele, dintre întrebările de bază și a doua dacă sunt cumva nepotul lui Ilie Serbu, senatorul, și da, poliția dacă mă oprește și oriunde merg mă întreabă, ești cumva rudă cu... și zic nu, suntem în Caraș-Severin amândoi și atât. Am înțeles, da. Eu sunt din... el e eu Deci nu prea avem... Două, două, două țări două, diferite. Două ca țări, să... așa, două țări total diferite. Da. Bun. Spune, cine face parte din asociație? Adică aveți în asociație, nu știu, arhitecți, specialiști? Da, avem, avem. Pentru că chestiunea aceasta cu patrimoniul este extrem de nișată, ca să deci, spun. Trebuie am... oameni care să știe ce vorbesc atunci când se duc, de exemplu, să semnaleze autorităților un uh, lucru. Da. Deci avem, avem uh, profesioniști, pot să spun, în moment ce au o diplomă care a fost dată de, de Ministerul uh -huh. Învățământului, deci sunt arhitecți. Avem, avem patru arhitecți, avem doi ingineri constructori, dintre care unul este uh, structurist sau nu știu cum da, se numește, da, da. inginer structurist, avem uh, doi istorici, uh, eu sunt uh, jurnalistul care le mai încheg, cum mă mai pricep și uh, avem, uh, avem foarte mulți colaboratori care nu vor să iasă în față, care sunt uh, sunt au, bine, sunt bine, au, au venit, s-au alăturat nouă după ce noi ne-am urcat pe Facebook, lumea știe de noi și chiar am început să primim mesaje de la că în zona cu tare este gălăgie și se cântă foarte tare până la că acolo se demolează și dincolo se construiește ilegal. Da, deci, lumea ce? a început să vină spre noi, este destul de interesant, dar cam la toate întrebările care ni s-au adresat, noi am răspuns și mare parte, cunoscând traseul unor documente, ne-am dus exact unde trebuie, s-au dus oamenii, s-au liniștit, sunt și. Chiar unii au început și cu donații între 10 și 50, și 50 de lei. Cam că ne-a întrebat de unde avem, putem să trăim. Deci deocamdată din donații, anul trecut a fost un an în care am primit și noi pentru prima dată acei celebri 2%, da, o, o, sumă care... Și cam, ast, cam astea sunt veniturile noastre. Tot ceea ce facem noi se bazează pe voluntariat. Deci avem inclusiv înțeles. avocați cabinete de avocatură și juriști, și, între care cel mai activ și o remarc este Adina Murgile, jurista noastră, care este aur pentru noi. Știe exact cu ce se mănâncă, absolut tot. Toate documentele care le face n-au fost refuzate niciodată. V-aș întreba un lucru. Cum vă înțelegeți cu autoritățile, cu primăria, în aproape un an de existență? A... Ce, care, cum ați caracteriza relația pe care o aveți cu Până la urmă, cu autoritățile publice, cu primăria în special, căci primăria este, ca să spunem așa, da. creierul în majoritatea Cam așa operațiunilor. Te-am da. Te auzit mai înainte vorbind despre mafia imobiliară. Aș putea spune că n-aș numi o mafie imobiliară, ci o, aș numi o, o mafie a neatenției și a lipsei de comunicare, dacă îmi poți permite să zic așa. Totul se rezumă la comunica, la lipsa, comunicării dintre instituții. Noi asta am constatat pe pielea noastră că între Direcția pentru Cultură și Patrimoniu și Primăria Timișoara nu există comunicare sau aș putea spune că e redusă chiar la zero. Să da, vă da. spun de ce. Avem... Lipsa asta, până da. să spui de ce. Lipsa asta este de la faptul că nu se vrea să e o formă de a masca te surprind uh, cu răspunsul meu. Anumite nu au bani. Nu au bani să trimită un plic. Cine? Primăria? Direcția. A, direcția? Da. S-a inventat mail-ul. Nu, costă. nu știu care sunt, dar. E, e, deci nu au bani, efectiv nu au bani. Deci oamenii aia chiar sunt foarte puțini, problemele sunt atât de mari și ei sunt atât de puțini. Da, da, există Iar noi... chestiuni da. în primăria Timișoara, da. dar care nu țin neapărat de direcție de patrimoniu, care e alte instituții, care țin de Ministerul Culturii. Da, da. Autorizații de construcție aiurea date, uh, chestiuni uh, nevăzute de arhitecții care răspund zonele istorice, care sunt. Se semnează ca primarul, cum se spune. Deci, uh, cred că eu, ducem o lipsă de profesioniști în adevăratul sens al cuvântului. Deci, chiar uh, toată lumea merge la servici, stă opt ore și pleacă acasă. Și cu asta se. Deci, nu, nu este implicarea, este zero. Bun. Relația cu primăria ați Prerea făcut, a sem da, da, da. semnalat chestiuni legate și care a fost reacția feedback -uri? foarte Răspunsul a venit foarte, foarte greu. Adică la limita nu, termenului acela de 30 de, 30 de, zile. de zile chiar ni s-a răspuns că din cauza volumului de informații se mai poate prelungi nu, cu... Sub peste 30 de zile... Deci cam la 30 Am de zile ne încadrăm aici. Da. deci Ne-am ne întâlnit și cu... avem un caz, o problemă care... Noi am constatat-o că -a, a apărut tot din cauza lipsei de comunicare și care oamenii profită. Problem. Noi, în, prin, în 2013, cei de la Direcția pentru Cultură au cerut societății civile să venim cu o listă care să prezentăm, niște, să prezentăm câteva clădiri care ar putea fi monument istoric în Timișoara. Noi ne-am dus și noi cu o, o listă, cei de la Liga Bănățeană s-au dus cu alta și câteva persoane fizice s-au dus și ei cu, altă, cu o altă listă. Și deci noi ne-am ne făcut o strategie proprie și am constatat că zona Prințului Turcesc, cartierul de la cartierul de la Piața Traian spre canalul Bega nu este protejat. Și am identificat o clădire pe Tigrului numărul 7. Care are și o istorie interesantă, care are, avea și o arhitectură interesantă, aș putea spune, dar era o clădire mare și care a, a fost construită în 1904 și a fost școala calfelor catolice. Deci, a avut, de, a avut de, 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 diverse de, întrebuințări, clădirea a fost sală de bal, s a întâmplat o felul de chestii, dar care era iubită de oamenii de acolo, de Timișoreni, nu de cei care au venit și nu știu cu ce să mănâncă ce se întâmplă acolo. Această clădire a avut, a avut o, o istorie recentă tulbure de tot. A aparținut unei, unei firme care a garantat cu ea la fisc, au intrat în insolvență, fiscul a luat-o și a dat-o, prin licitație, a, a cumpărat-o un cetățean din Timișoara. Acest, noi când am văzut chestia asta, noi deși am semnalat autoritățile că acolo este o zonă insalubră, mizerie, ce se întâmplă cu clădirea, am primit răspunsuri că firma este în insolvență, n-au bani să facă ce se întâmplă acolo, să, să repare ce se întâmplă acolo și un domn a cumpărat-o, a dat o, o sumă destul de mare pe acea clădire, ne-am bucurat, am zis în sfârșit vine un domn care face ceva și în sfârșit o să o facă și o să pună la... Surpriza noastră a fost că acest domn... Fără niciun document, fără autorizația, a băgat buldozuri și a început să o demoleze. Noi, când am văzut chestia asta, jurista noastră din Amurgile s-a dus, a avut o discuție. Acest domn are foarte mulți bani, <coughs> are foarte, foarte mulți bani și a zis că. Okay. Nu pot să-i dau numele, dar... Cristian Pop, ăsta este numele însului. Și. Uh, noi am depus uh, o cerere de clasare în regim de urgență, ținând cont de situația care era existentă acolo. Oamenii ne spunea domne, se demolează, nu au acte, nu au nimic. Uh, noi ne-am ne -am dus la poliție, poliția locală s-a dus, le-a dat 1000 de lei amendă și asta a fost tot. Uh, atunci noi am depus o cerere în regim de urgență, s-a întrunit Comisia Zonală a Momentului Istorice, a citit-o, i-am convins prin ceea ce am scris acolo, că acea clădire uh, este demn să facă să fie monument istoric. Spre surpriza noastră noi în 24 9 anul trecut în septembrie noi am primit ne a fost aprobată cererea de clasare și noi trebuia, în 12 luni să facem studiu, să facem istorie, să facem studiul vei memoriu, e o chestiune uriașă, o muncă uriașă și ne pregăteam să ne ducem să cerșim efectiv, că ăsta este cuvântul bani pe la oameni, prieteni care mai știm noi, să ne ajute să demarăm această procedură. Spre surpriza noastră, în 11 noiembrie anul trecut, primăria Timișoara îi dă, autor, le, îi dă acestui domn autorizație de demolare și de construcție și munca noastră a fost aruncată. Așa noi ne-am surprins, ne-am speriat și am cerut, am, am depus tot felul de hârtii la primărie la direcție, ne-au venit foarte greu pentru că, nu știu, noi termenele civile ni s-au dus, noi nu mai putem civil să facem absolut nimic, probabil e și ceea ce ai zis tu la începutul emisiunii, și atunci ne mai rămâne doar penal să putem să facem vreo acțiune în direcția asta, deci e clar că în momentul când a fost, a fost aprobată cererea de clasare, regimul imobilului s-a schimbat, se supune legii 422 care protejează monumentele istorice. Noi l-am înștiințat pe acest cetățean, acest proprietar prin executor judecătoresc. Noi colaborăm foarte bine cu alte asociații din București care are, au experiență de mai mulți ani și ne-au învățat ce și ce trebuie ce și cum trebuie să facem. L-am înștiințat prin executor judecătoresc, deci noi nu aducem o vină atât de mare primăriei cât aducem acestui domn pentru că el este de rea credință. El a profitat de lipsa de comunicare între cele două instituții. Deci noi am fost înștiințați că această clădire este, a, fost aprobată și a schimbat regimul juridic, dar e, Cred, cred, nu sunt sigur. Direcția nu a anunțat și celelalte instituții. Prefectura, Consiliul direcția Județean. Este normal. Da, eu zic deci... că nu este normal. Dar acest domn a profitat de aceste înțelegeri între instituții și a băgat la înaintare pe cei de la primărie, s-a dus cu documentele. Ăștia, ei, ăștia, cei de la primărie i-au dat, în 11 noiembrie i-au dat autorizație. El, deja au, această autorizație are efecte juridice. Da. E noi am rămas, clădirea este aproape la pământ, noi nu mai avem obiectul muncii. Nu știm ce să facem acum. Ce să ne da, da. războim cu proprii e, noștri cetățeni, ce să facem. Întrebarea mea este. Eu, acest este un caz, dar da. această lipsă de comunicare a instituțiilor statului da. nu este una din, știi cum zic, uh, greșeli voite, pentru că sunt nenumărate cazuri, că ca și jurnalism, am întâlnit cu nenumărate situații în care ce să vezi. Primăria nu avea juristul la timp la proces și pierdea în fața mafiei imobiliare. Întâmplător, primăria nu își trimisese executorii la timp ca să pună în executare o sentință. Și tot așa, tot timpul e câte o întâmplare de genul ăsta. Nu știm ce să răspundem la întrebarea asta, dar noi ne ridicăm adică, și noi semne de întrebare, adică pentru că ceva, ceva nu funcționează. Primăria asta e clar. este una dintre instituțiile care ar trebui să aibă grijă și scuză, mă există orice zonă, da? Există acel inspector de zonă da. pe inspectorul ăla de zonă trebuia să știe tot ce mișcă în zonă acolo la el în parohie, da? Ceea ce nu s-a întâmplat. Da. Și atunci vera. dăm vina pe proprietari pe, până da. la urmă instituțiile statului sunt cele care trebuie obligatoriu, da? Să se ocupe. Da. Să facă lucruri E adevărat Ori instituțiile statului ridică din numeri În cele mai multe cazuri Așa Sunt este. prea puține situațiile în care Cea... Autoritățile fac cu adevărat ceva Și apare o altă problemă Încep instituțiile să se războiască între ele Da, Și și timpul se duce Și noi suntem la mijloc Că noi, nu, noi suntem legați și de mâini și de picioare da. Nu putem pentru că noi așteptăm niște răspunsuri Nu putem să acționăm Civil e clar că nu mai putem acționa deloc în, ca să-l obligăm cumva pe proprietar să refacă la forma inițială clădirea. Deci clădirea oricum e pierdută și am, am observat că această tehnică se practică, s-a practicat și în alte cazuri la acea dată noi nu existam, dar din câte ni s-a povestit, cam așa s-a întâmplat și probabil și la Casa miului tot cam așa s-a întâmplat. Apropo de Casa Miole este unul, unul dintre cazurile celebre. Da. Din cauza istoriei acestei case au fost acele proteste. Până la urmă, societatea civilă a făcut așa, două, trei acțiuni. A mai zis primarul un alta și gata. Uh, Vă ați făcut ceva legat da, de am făcut. această Noi am urmărit casă. cazul, l-am urmărit cu mare atenție prin jurista noastră. -am zis, avem o, o juristă extraordinară, Adina Murgile. Uh, acea clădire. Noi nu putem să facem nimic pentru că ca, alături de primărie s-a alăturat o asociație din București, noi nu existam la momentul ăla, asociația Prodomu, noi nu mai putem, dacă un proces e pornit, nu mai putem să ne alăturăm, dar noi am început, i-au câștigat prima înfățișare și li s-a cerut proprietarilor să pună casa în siguranță, ceea ce nu s-a întâmplat, deci casa, părerea noastră și a arhitectului care lucrăm noi este că acea clădire trebuie demolată și refăcută din nou. Ea nu mai are nicio șansă, așa cum este, să se refacă. Și atunci noi am depus o cerere de expropriere la Ministerul Culturii. Practic să exproprieze ruina cu terenul. Ruina, da, cu terenul, da. Băi... Pentru că ei nu s-au supus instanței. Și... Și noi am depus-o la Ministerul Culturii și așteptăm să vedem ce... dacă ei ne, ne ajută sau nu. Să vedem ce deci se întâmplă. A, ministerul Culturii ar trebui să expropieze? Nu, nu, ministerul. Probabil mor, primăria. Bun, să se primăria, ceară Consiliul acest... Prefectură, se, Consiliul dar ministerul indreția. are vreo decizie în această chestiune Încă nu, de noi expropierea? Nu nu nu, 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 nu. juridic vorbind. Da, ei, cred ei... că da. Păi, și da, ce se faceți că este, este, uh, să faceți Să refacă din nou. Pe banii cui? Pe banii orașului, pe banii Timișoarei. Uh, acest... Uh, Te întreb, uh, da. la modul serios, da. crezi că Timișoara va da bani primăria vreodată da. ca să refacă o casă de la zero? Cred. Eu sunt convins de lucrul ăsta, că se va întâmpla, mai ales că uh, numele de care se leagă această casă, uh, miule, a făcut foarte multe pentru oraș. Să nu uităm că pe, pe pământurile lui, pe proprietățile lui s-a ridicat Politehnica. Și să nu uităm că domnul Robo a fost a fost rectorul da. Universității Politehnica. Și dacă, nu m-aș baza pe acest lucru. Sincer. Dar noi o să încercăm sincer. să facem presiuni Până la urmă, nu robul hotărăște, de, de hotărăște Consiliul Local. Consiliul Local. E adevărat. Dar o să facem, o să urmărim și noi, o să venim cred cu un că proiect. Să venim... caz, cred că ar fi primul caz în istoria Timișoarei, cel puțin, în care s-ar expropria un teren pentru o chestiune de genul ăsta. Sincer, uh, vă doresc succes, dar nu cred. Sincer, nu cred. Noi o să ne zbatem până la ultima picătură de transpirație, că sânge sper să ajungem acolo printre <laughs> chestiunile pe care le-ați semnalat da. a fost și faptul că de exemplu la catedrala la acoperișul cated catedralei Mileniu da. și la palatul Hilton Vögel sper, că am citit corect da. nu s-au făcut s-au refăcut lucrările dar că au fost tot felul de chestiuni uitate. La, la, la Biserica Mileni, nu e catedrala, da. e biserică. biserică. Da, biserica. da este, este, un lucru mărunt. Noi l-am sesizat, deci nu e atât de grav acel lucru. Lucru grav se întâmplă la Palatul Apelor, la Palatul Bega. Acolo. Aici ajungem și acolo. Da. deci astea noi le-am sesizat că noi am vrut să arătăm că noi suntem atenți și suntem cu ochii pe toți care lucrează pe clădirile din Tinișoara, deci chiar dacă se renovează, chiar dacă se restaurează, să nu ne facem să uităm ornamentele care au fost, pentru că... Da, ele a, fac diferență de multe ori. Fac exact, și deci sunt a, a, cam 200 de euro, e metru, e metru pătrat de a, fațadă, și gândiți-vă dacă dispare, am zis că un ornament poate să ajungă și la 400, și la 500, și la 1000 de euro, deci dacă dispar un ornament, ia, niște bani se duc undeva și nu e în regulă. Deci dacă acel ornament a fost acolo, acolo trebuie să rămână. Noi, noi suntem cu ochii pe ei și... Bun și s-a rezolvat ceva? Uh, nu știm... Că... acesta s-a rezolvat ceva? La, în care? Cu... Cu Biserica Mileniei. Da, da, s-a rezolvat. Ce, au regulă. pus... Uh... -au, modificat, au modificat, că era... Uh, Dar cine, e... a, adică v-a luat în seamă primăria sau v-a Nu, nu, constructorul, constructorul, constructor, constructor. constructor, da. Ei au făcut modificarea. Da? Da. Nu, da, nu acolo a fost o chestie de un ornament de tablă. Am înțeles, <laughs> deci era o mare Nu, nu, investiție. A, chiar biserica este făcută ca la carte, din toate punctele de vedere. Nu am înțeles. Dar ce, care era problema cu celebrul palat al apelor care aparține uh, acolo apelor au dispărut, da, Noi am, avem un material publicat pe site-ul nostru în care noi am arătat fix ornamentele care au dispărut. Cu săgeți am arătat. Asta au dispărut? A fost, efectiv au dispărut, nu mai sunt. Dar nu mai sunt, poate sunt într-un magazin, undeva. Fost nu, azi? au fost ca a arătat foarte rău și i-au ștersul și a, așa și a rămas. Zis a rămas să... Nu mai facem că așa, iar dă bine. Într-adevăr, arată bine când te uiți așa, dar dacă te uiți cu un alt ochi, îți dai seama. Și să știți că uh, nu sunt, acum, să nu ne dăm noi, Marcu, să zice, da. cum zice bănățeanu, uh, toate aceste, uh, ca ziceai de societatea civilă, uh, toate aceste semnale ne le-au dat oamenii pe Facebook sunt oameni, sunt, au, au Facebook, au 60-70 de ani, care sunt arhitecți la pensie sau sunt ingineri și spun, vezi acolo că acolo au dispărut ele, că eu le știu și, și spuneau unde, e, deci le știu din cap. Vă dați seama ce oameni, ce timișoare ne avem, care nu-i bagă nimeni în seamă. Dar ăștia vin, ne, acești oameni minunați ne trimit mesaje și ne spun vezi că la clădirea cu tare au dispărut lucrul ăla, vezi că nu mai e aia, vezi că nu... noi ne ducem, constatăm, facem poze și mai departe Facem deci... și noi procedurile care trebuie să le. Deci, facem. Până la urmă, se mișcă ceva cu societatea tinișoara. civilă. Da, există, există și ea e coagulată. O să, eu zic că se va, se va strânge în jurul acestei asociații, eu așa zic. Deja lucrurile sunt pe, pe cărarea care trebuie, zic eu. Mai avem o altă problemă. Podurile marea majoritatea podurilor din Timișoara sunt monument istoric. Și gândiți-vă că au venit la adrese către primărie din Austria care au spus, atenție, acest pod a expirat. Vă dați seama ce, ce oameni poate să fie acele firme de, care care de, au știut care, o exact, au garanție 100 de, de ani și le-au trimis. E? Și ai zis, din momentul ăsta noi nu mai răspundem pentru acest pod. <laughs> Vă dați seama. Asta e o altă problemă. Și primăria a spus bine, pa. Nu știm ce a spus primăria, dar o să ne interesăm O să le luăm toate. Până urmă, la urmă, ur... acum responsabilitatea nu este a primăriei, ci a proprietarilor. Exact. Și aici ajungem la o altă discuție. Da. Sunt oameni cu bani da. care cumpără clădirii și au grijă de ele. Da. Multe clădiri sunt însă ale unor oameni da. care nu au și au reușit. Fie că sunt chiriași, da. fie și-au reușit să-și cumpere apartamentul pe diverse legi, sau au devenit și-au revendicat proprietățile și nu au da. bani să investească. Care e soluția în cazul ăsta? Uh, pentru că uneori clădiri, unele clădiri patrimoniu se distrug nu din rea voința, e adevărat, ci e din adevărat. lipsa fondurilor pentru renovare. Un alt fel de caz este Palatul Marșal vis-a-vis de Palatul Apelor. Este o clădire superbă care e aproape distrusă. Uh, Aici, dacă statul român a fost cândva comunist și s-a a tăiat și a spânzurat, tot acest stat român, după Revoluție, a făcut o greșeală. Aceste apartamente, aceste palate le -a apartamentat și le-au făcut apartamente, oamenii au sărăcit și nu mai au posibilități să le refacă. Dar ar fi o soluție și aici. Așa cum a fost, nu știu care e termenul, înveloparea blocurilor. Da. Da? Se poate și aici. Vine un constructor, dar problema aici e că acela trebuie să fie avizat. Costurile sunt un pic mai mari, dar decât să-i dai numai uh, podul, să-i dai și demisol. Și nu cred că o firmă de construcție ar refuza un demisol sau un pod ca, în schimbul să, să facă fațada clădirii. Cam raportul ar fi cam acolo. Și un pic ajutor de la primărie sau de la guvern sau eu știu de unde. Una care noi am gândit-o și ne-au zis-o oamenii cu care lucrăm, arhitecți, ingineri, ar nu ar fi imposibil, dar trebuie da, un uite, pic, O idee. Ar fi, un, ar fi un imbold pentru toată lumea. Plus că au fost, au fost, niște, au fost germanii din piața Traian, de Chedezeu sau cum se numește. N-a da. fost popularizat. Eu cred că asociațiile de locatari s-ar fi, s -ar fi băgat la o, un astfel de proiect. Dar dacă nu nu se face un pic de propagandă media. Deci, ce, de ce nu crezi că se face? Pentru că presa, dacă primește, de exemplu, de la primărie comunicate, sau dacă primarul spune în conferințe de presă, sau orice din primărie, presa preia. Nu știu, asta e, ți-am zis. E o problemă de comunicare. Deci ne oprim la lipsa de e, comunicare. E lipsă neștiință sau reavoință mascată de... în impotență? Eu cred că este lipsă de profesionalism. Acolo, oamenii care ar trebui să să creeze, să, creeze a, a, să adune presa în jurul primăriei aceia a, au o problemă Ei, de comunicare nu. adună presa că trebuie pupat adună, primarul, adună presa dar eu zic în sensul ăsta nu, atunci să sens. vezi cum se poate uite de exemplu m-am găsit o chestiune apropo de societate civilă știi da. că la ultima dezbatere pe tema renovării clădirilor istorice s-au aflat doar vreo cinci proprietari de clădiri dezbaterea a fost uh, aproape inexistentă și te întreb până la urmă care e soluția și dacă, de exemplu, cu arhitectul șef al orașului v-ați întâlnit vreodată, voi asociație Niciodată. cu arhitectul șef, să zic, nu cu primarul, cu arhitectul șef, că el e omul specialistul, dacă vrei, care ar putea să dea direcții, singura, să dea ordine, da, să facă o, o grămadă singura, de lucruri. Singura persoană cu care noi am intrat în contact a fost pe stradă cu domnul viceprimar Stoia. De ce pe stradă? Și... Acolo am reușit să-l... Ah. În rest, programările, programările la audiențe sunt pe luna august încolo, deci e foarte greu de ajuns. La dacă... arhitectul șef? Nu, 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 nu. eu a, zic la, la primărie, primar. la, la primar, da. Și la arhitectul, șef? la arhitectul șef? am fost, deci noi n-am fost acolo, dar da. noi am cercat să comunicăm, comunicarea a fost foarte proastă, pe noi nu ne bagă nimeni în seamă, dar știi cum zice în Biblie, că piatra care a socotit o ziditori a ajuns în vârful unghiului și s-ar putea să încurcăm foarte rău la un moment dat. V-ați propus să încurcați? Nu, noi vrem să ajutăm, noi vrem să ajutăm direcția pentru cultură. Deci noi vrem, ei sunt foarte puțini, o, încă o dată repet, noi am văzut, deci au, nu știu dacă au șase oameni acolo, iar ei nu poate să iau tot județul, să, să nu uităm lucrul ăsta. Iar noi vrem, noi am venit, noi sărim în sprijinul lor și în sprijinul primăriei și în sprijinul oricui, cu toate resursele care le avem noi, noi vrem să ajutăm comunitatea cât se poate. Și unde vă pot găsi oamenii? Hai, în afară de pagina de Facebook, uh, trebuie să, să spunem... Să ne spună unde vor să întâlnească cu noi și acolo noi Un, ne cum ducem. Să, cum, vă pot contacta? Prin e-mail și numere, avem numere de telefon. Hai să le spunem, hai să spunem e mail Da, este salvați patrimoniul Timișoare, arun gmail.com. Deci pe Gmail. Pe Gmail, da. Ok. O... Biroul nostru este în stradă deocamdată. E bine, păi pe stradă se întâmplă lucrurile. Absolut. spune în această perioadă, Ați avut acțiuni, a semnalat lucruri. Da. Au existat, în afară de acel atac la pagină, au existat presiuni, nu. mesaje transmise, să vă băgați mințile în cap, să lăsați da, lumea să... Da, am avut, am avut semnale de genul ăsta. Adică vin direct? Da, direct au fost, dar nu telefonice în niciun caz. A, față, față sau? Nu, n-au fost. Singurele au fost pe Facebook, în care ne-au spus că ce vrei să faceți cu zidul ăsta, vrei să moară copilul că împică pică chestia aia în cap și fază de genul ăsta. e o se, problemă de educație. Sunt, o parte de adevăr. E adevărat, pentru da. Pentru că sunt multe clădiri de patrimoniu care au fost lăsate Așa este. În, de izbeliște și care sunt per, adevărate pericol public. Exact. Uite, chestiunea cu, stradă, cu, clădirea de pe strada Gheorghe Doja, numărul 1, despre care noi da. astăzi am scris, a fost semnalată că, domnule, dispare clădirea, a rămas doar fațada. La câteva ore, până primarul Robu să se dumirească, am primit o reacție foarte ok din partea proprietarului care a spus: domnule, avem autorizație exact. rămâne fațada ah, da? Așa este. și se construiește în spate Nu nou, Se modifică nimic, nimic doar nimic structura din, din spate par, se apartamentează, da. altfel se Da, da dar rămâne fațada, fațada și rămâne chestiune. la fel, da." Este asta o soluție da, de este. a salva este. Da. măcar ideea de da. clădire Se veche. practică peste tot în lume e lucrul ăsta. Noi, la, noi, la noi este luat ca o noutate, dar decât să se schimbe, să ne trezim cu sticlărie peste tot, mai bine preferăm da, de eu, metoda asta. E o chestiune nu e bună până la urmă. Da. Nu? Părerea noastră este că da, faptul că au avut curaj acei oameni, noi admirăm. Da, bine, în proiect pe funduri europene, am înțeles, nu e foarte contează, bine. Nu foarte bine, oamenii au curaj. Se, că au se curaj și cunosc foarte bine legea, știu ce trebuie să facă. Da, există, am înțeles și aprobare de la Absolut. direcția de patrimoniu. Da, nu e nicio chestiune... problemă. Deci oamenii aceia chiar au știut, știu ce vor, au e făcut ca bine. la carte tot. Da. au fost, am primit și noi sesizări, stați liniștiți, mm. noi am verificat, am spus, am scris clar, au autorizație, n-am comentat da, că bun, cine e, a două, e că e nu știu ce, au autorizație și punct. Deci, dacă ar face toată lumea la fel, ar fi perfect. Ce se întâmplă cu patrimoniul Timișoarei până la urmă? Că tu spuneam eu la început, mai poate fi salvat din punctul vostru de vedere? Da, din punctul nostru de vedere se poate și noi gândim la ora asta, na, ne gândim la tot felul de variante. Cum? Cum? Că asta e următoarea a... întrebare. Da, ne uităm... Spui că da. se poate. Da. Cum? Concret. Ne uităm în ograda oamenilor uh, care chiar au făcut lucruri. De exemplu, ne, am, ne uităm în Germania, în Austria, ne uităm în, uh, în Ungaria, unde în Olanda, unde sunt în, în, Slovenia, în Croația, sunt cetăți asemănătoare cu Timișoara. Acolo de ce se poate? Noi avem 14, nu știu dacă mai avem 14.000, 14.000 de clădiri istorice în oraș. 14.000, da, peste. Eu cred că sunt peste 14.000, dar nu știu câte au mai rămas în picioare. Deci, numai să le numere trebuie, ceva. Să le trebuie ceva timp și de asta zic că se poate face dacă uh, primăria ar lucra în, uh, în, folosul comunității în direcția asta. Uh, aceste clădiri ar fi un uh, magnet pentru turiști. Noi am, uh, am uh, gândit anul trecut un calendar, acum am uitat să aduc, dar o să le aduc, uh, un calendar am făcut cl cu clădirile care nu mai sunt în Timișoara și a avut un impact extraordinar și deci tot stocul nostru s-a epuizat nu știu, noi nu, le, nu le -am vind, noi nu vindem imaginea Timișoarei. Noi ne-am dus în, în piețe, le-am dat la cine cum am, am întâlnit. Dar și e o variantă bună să vă finanțați asociații. Da, dar ne complicăm. Deci, de cont contabile, da. deja treci pe da, profit, ce, da, da, e da. complicat și nu vrem să ajungem, că nu avem, nu avem resurse. Dar noi, deocamdată, facem imagine. Asta facem. Și al doilea, al doilea calendar a fost. Care, noi suntem singuri care suntem printre puțini care avem fotografii la rezoluție foarte bună, nu bună, deci putem să facem... Uh, benere. Benere uriașe <laughs> cu Timișoara și a doua ediție care am, uh, a fost uh, cu do uh, calendarul 2015 a avut la fel un, un succes și am mărit tirajul. Avem prieteni care ne ajută, noi am pus pe calendar... Cam foarte era... bine, e ok. da, Deci merge lucru, Bun, e, e ok când te întrebai de alte state, de alte da. exemple și spuneai de primărie, da. păi, dacă nu se schimbă nimic în primărie, nu se întâmplă, puteți să munciți voi să faceți o mie de calendare, o mie de acțiuni, dacă acolo unde se iau deciziile și unde este centrul poveștii nu se întâmplă nimic. Eu cred Nu că e o muncă da. cu, pe sistemul cooperativ zadar? Da. Cum să-ți zic... Uh, N-aș putea spune că nu se întâmplă nimic în primărie. Uh, aș putea spune că se întâmplă, dar se întâmplă, se întâmplă foarte încet tot ceea ce se întâmplă. Am înțeles că în, în bugetul pe anul ăsta sunt prevăzute inclusiv exproprieri am înțeles. Deci faptul că primăria vrea să salveze, să cumpere, că veni vorba de exproprieri, colegiul Bănățean, și acolo e un interes, o chestiune de interes public, școală. Da, da, e absolut normal și inclusiv casa e de interes public. Deci poate să fie oricând un muzeu. Timișoara nu are muzee. Timișoara nu are un muzeu al Revoluției, că tot am discutat. Așa, deci nu are muzee. Un muzeu al, trandafirilor, al trandafirului, să mai ierte Dumnezeu, chiar e indicat să fie la noi aici. Deci da, chiar ar putea fi corect. o utilitate acolo, mai ales, cum am spus, că această familie... Pe, Terenurile acestei familii e o, o instituție cu care ne mândrim toți. Politehnica Timișoara. Deci nu este imposibil. Dar lucrurile merg foarte greu. De ce? Nu ne întrebați pe noi. Noi o să încercăm să grăbim. Asta e singurul lucru. Noi nu vrem să fim justițiari, să ne punem pălării și să ne punem ochelari negri la ochi. Vreți să faceți lucru. Vrem să facem cât se poate în minele puteri ale noastre. Noi, și noi suntem destul de, puteri, de puțini, banii sunt foarte puțini, cam cum sunt peste tot, dar încercăm să punem o care presiune pe autorități. Ăsta e scopul principal care îl gândim noi, prin justiție. Deci dacă vedem că o chestie nu merge bine, noi o să o semnalăm în justiție și venim cu, 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 cu documentația noastră și cu documentația lor. Sperăm să nu ajungem acolo, să fie lucrurile ok. De repet și revin. Da. Fără primărie, aproape că nu puteți să faceți mare lucru, da. de acțiuni e concrete. adevărat, da. Fără întâlniri, de exemplu, cu primarul, cu arhitectul șef. O asta o să fie. Noi vrem să facem lucrurile Cum puteți astea. puteți să faceți vrâi? lucrurile? Că asta da. mă întreb, noi o să, o să, de... să, o să reușim să Pătrundem și în zona asta. Deocamdată noi, noi nu m -m suntem suntem prea mici, ca să zic așa. Dar am crescut suficient Cam de mult. cât de mari vreți să creșteți? Sigur uh... o să afle primarul Robu ca să fac la presa L live și poate atunci o să vă băge mai mult. Noi am încercat să-l contactăm pe domnul primar pe Facebook și n-am primit niciun răspuns. Am trebuit să-l lăudați puțin și atunci vă băgați mult Domn Domnul frumos, deștept. Vizionar pentru Timișoara uh, sunteți. Uh, Și atunci... mai, e o, mai e o problemă care eu vreau să ar în ajutorul lui, în ajutorul domnului primar. Timișoara a avut palmieri în perioada interbelică. Sunt fotografii foarte multe cu palmieri. A, Aleogada, da. Cred, cred că vă primește în audiență. <laughs> nu, Și dar a, chiar aveți sunt avem fotografii. Domnule da. Robu, primiții, vă rog frumos în uh -huh. audiență pe cei de la Salvați Patrimoniul Timișoarei, au fotografii cu Timișoara având palmieri în perioada interbelică, da, da? da? Deci, uitați cum vă poate ajuta societatea civilă în a vă susține ideile. Cine știe, poate mai Asta puneți niște eu. palmieri în alte zone unde au fost istorici și veți avea și un argument extrem, extrem de important. Aveți fotografia. Vă dați seama, înainte de robul și în timpul lui robul palmieri în Timișoara, ce să zic, aveți tot ce vă trebuie. Doar primiți în audiență chiar și în afara programului de audiențe pe cei de la Salvați patrimoniul Timișoare care, pe lângă faptul că vor binele comunității și, acest, și, ace, și salvarea patrimoniului face parte din ceea ce înseamnă binele comunității, vă mai dau, cum se spune, și apă la moară, ca să mai puteți lua niște palmieri și să vadă lumea că nu a inventat robul palmierii în Timișoara. Lucru bun, domnule robu, așteptăm să-i primiți pe cei de la asociație, măcar la o discuție și cred că au să vă spună multe lucruri. Domnule Sârbu, ați dat o veste bună. Municipalității, au existat palmieri. Și în ce zone erau? În Piața Sfântul Gheorghe. Uh, în Piața Sfântul Gheorghe? Exact, da. Deci, aproape. aproape. De, domnul Rob, aproape că a găsit locul. L-a simțit. Era aproape. Era la, cât să zic, 200 de metri? Mai Cam mult. Cam 200-300. În linie 300, dreaptă. Da, în linie da, dreaptă 300 de metri, da. Da. Păi, sper. Acum Toată piața aceea să se umple de palmieri. Deci, chiar și în piața Victorie au fost palmieri. Sunt câteva fotografii. Da? Da. Au fost, au fost. E adevărat. Și îi scuteau și atunci îi băgau în nu mai nu știți. Dar erau timp. fotografii. Dar cu mai palmieri. știm încă, încă un lucru: că prin anii, la începutul anilor 2000, câțiva horticultori din Giroc și din Timișoara au făcut o donație importantă primăriei Timișoara și li s-a promis un muzeu. Al cui? al florilor. Al florilor. Ah, florilor. Al florilor. florilor. Un muzeu nu, al nu, 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 palmierilor. <laughs> un muzeu al florilor și sperăm că uh, Casa Miule, fac o cacofonie acum, da. Casa Miule să primească această destinație. această destinație de muzeu al uh, florilor ar sau fi al trandafirilor. Ar fi un lucru extraordinar. Noi ne zbatem pe, să facem lucrul ăsta. Iar mai avem încă o veste. Noi am depus o cerere la Direcția pentru Cultură de clasare a Vilei Chimăl, Centrul Cultural francez, și ne-a fost aprobată. Noi din luna martie o să ne apucăm. Sperăm ca de data asta instituțiile să comunice, dacă nu o să le informăm noi începând de săptămâna viitoare și o să începem procedura de să facem toată documentația pentru clasare să ca această clădire să fie monument istoric de Sine Stătător. Deocamdată este în zonă protejată, în zona clădirilor Mulțumesc. de lângă. Și asta e un lucru un, noi am făcut într-un an de zile. Am reușit două clasări, am reușit să atragem atenția și cu bani foarte, foarte, foarte puțin. Domnule, Sârbu, nu pot decât să vă urez succes. Mulțumesc. Și după cum spuneam, aveți secțiune pe Press alert Mulțumesc mult! Și pentru acolo propunere. veți putea să popularizați toate acțiunile, mai ales că ce să vezi, presalert.ro crește de la o zi la alta, și trebuie să mulțumesc pentru asta, din nou, telespectatorilor presaler Live și cititorilor presalert.ro Domnule Serbu, vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru invitație! Doamnelor și domnilor,